Dragi telespectatori, și de asta dată vă salut cu același respect de aici, din platoul emisiunii La Noi în Sat. Și astăzi avem invitate frumoase la chip și frumoase la suflet. Cine sunt? Interpreta de muzică populară, Felicia Nevodaru. Interpretă de muzică populară și profesoară de canto și vioară, Oxana Mardare. Și în stânga mea, tânără, talentată și foarte frumoasă, interpreta de muzică populară, Nicoleta Sava Hanganu. Cântecul e legământ și dragostea-i lucru sfânt. Astăzi vom avea cântece de dragoste și vom vorbi despre dragoste, fiecare în felul său. Încep cu Oxana Mardare. Ce e dragostea? Dragostea. Dragostea curată, sinceră, adevărată este de la bunul Dumnezeu. Dar credeți-mă ce vă spun, că dragostea are și patimi ce pe sufletel ți se pun. Lume dulce viața atunci când știi să o trăiești, să ai mereu lângă tine omul drag care îl iubești, să te strângă tot în brațe cu dragoste și dulceață. Cum n-ar fi ea dragostea dulce, amară, o travă dulce, cum îi spunem noi, oricum fiecare își bea paharul până la fund. Și mereu este fiecare în căutare. Și Oxana Mardare ne cântă o dragoste neîmpărtășită. Oh,
În următoarele minute vom afla care e rodul dragostei dintre virtuozul trompetist Dumitraș Hanganu și interpreta de muzică populară Nicoleta Sava Hanganu. Deocamdată însă să ne amintească unele versuri din cântecele populare. De-ar ști badea că mi-e drag, ar veni seara în prag. Eu i-aș da gurița dulce, de la mine nu s-ar duce. Să uită badea la mine, dar eu joc cum știu mai bine. Tot mă fură cu privirea, dar eu nu mă pierd cu șirea. Și acum urmează cântecul. Cea mai mare dragoste sub soare, pe ea dragoste.
Așa cum v-am promis, ne vom strădui ca în unele ediții să dăm viață și cântecelor regretaților artiști. Astăzi, interpreta de muzică populară Felicia Nevodaru ne va aminti de cântecul Eu ți-am zis, mândru să vii, a regretatei artiste Angela Păduraru. Felicia, sunt sigură că ai venit cu lecția învățată. Ce versuri ne aduci? Frunzulițo viorea, de ce naiba dragostea face din mine ce vrea? Ea mi-a furat liniștea și mi-a lăsat dragostea. Miere dulce-i dragostea, când o guști, ai tot gusta. Frumos! Și acum să ne bucurăm și să ne amintim cu drag de regretata artistă Angela Păduraru. Eu ți-am spus mândru să vii mai mai la cireșul dintre vii mai mai, să-mi dai dulce sărutat, să nu știe lumea sat, să nu știe lumea sat mai mai, să-mi dai dulce sărutat, să nu știe lumea sat, să nu știe lumea sat mai mai. Eu, bădiță, am venit mai mai și te-am găsit adormit mai mai. O, dacă te-am sărutat, dar tu nu te-ai deșteptat, dar tu nu te-ai deșteptat mai mai. Și-am stat bade încetişor, mai mai, să-ţi veghez un an uşor, mai mai, că vis ai un vis frumos, sub cireşul rămuros, sub cireşul rămuros, mai mai. Să-i bade pe mine mai mai și bujorii din grădină mai mai, că jucam la nunta noastră sub cireșul de pe coastă, sub cireșul de pe coastă mai mai, că jucam la nunta noastră sub cireșul de pe coastă, sub cireșul de pe coastă mai mai. Urmează rubrica Virtuozii a instrumentelor muzicale. Îl admirăm pe Oleg Sainciuc, dirijorul Orchestrei Plai Moldovenesc și virtuozul acordeonist. Thank you.
schimbăm registrul. Rămânem ancorați în atmosfera cântecului de dragoste și a muzicii frumoase, aduse de interpreta de muzică populară Alina Munteanu. Elegantă și frumoasă, mamă de băiat și soție de acordeonist. Soția acordeonistului Ionel Crețu. Continuăm cu Iulia Hajim. De asemenea, interpretă de muzică populară, mamă de fetiță și soție de acordeonist. Soția acordeonistului Dragoș Chirilescu. Următoarea invitată este interpreta de muzică populară Lilia Focșa, mamă de feciori și soție de acordeonist. Soția acordeonistului Iurie Focșa. Mai ieri, studente, absolvente ale Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, astăzi interprete afirmate. Și dacă suntem în ajun de dragobete, noi, prezente aici în platou, ne vom bucura de un dragobete. Dragobetele de astăzi este domn profesor Victor Botnaru, muzicianul nostru și folcloristul nostru faimos. Astăzi ne va prezenta melosul popular. De fapt, vom fi prezente la o lecție netradițională. Să retrăiască aceste interprete clipele de altă dată. Cobza, eminamente, este un instrument de acompaniment. Dar în anumite cazuri poate avea și o funcție solistică. Eu m-am adresat compozitorului Gavril Muzicescu, care este considerat și primul folclorist care a notat pe note muzicale jocuri și cântece populare. Unele jocuri eu am încercat să le interpretez la cobză și am observat că ele se aștern perfect pe factura cobzei. Și chiar am editat, am făcut așa o ediție scrisă, transpuse, piesă de altfel scrisă pentru pian de Gavril Muzicescu. Vă propun acum, dumneavoastră, să ascultăm cum ar suna la cobză acele creații notate de Gavril Muzicescu la sfârșitul secolului XIX. Și anume, răsai lună, de altfel este și un cântec care și cuvinte, arde-mă, frige-mă și moșulică. Trei piese. Thank you.
Am mai dus și un fluieraj cu mine. Și vă propun să interpretez două creații ce ține de repertoriu pentru fluier, imprimate de mine în primele expediții pe care le-am avut eu în anii 1989. Prima expediție am avut-o în satul tatălui meu, satul Cărăzeni, Orhei, și a doua expediție am avut-o în satul mamei mele, satul Caracui, Hâncești. Anume, niște melodii caracteristice pentru fluier, dar de-abia acum, un an poate, le-am descifrat și le-am pus pe note, că altfel nu le mai ținem minte. Și să vă propun dumneavoastră cum sună aceste melodii. Se cheamă Porneala și Mocâncuța. Și atunci, în sat, am auzit-o de la Ciupercă Vasile, anul nașterii 1920. Iată așa sună Porneala și Mocâncuța.
Frumoasă mai e muzica veche, frumos mai e melosul popular. Invitatele mele vor cânta de drag de domn profesor și de drag de dumneavoastră. Alina, eu zic, dragostea e leacul meu și la bine și la greu. Tu ce zici? Vino, dragoste, n-ai teamă, inima doar mi te cheamă. La mine, dacă ai să vii, viața întreagă te-o-i păzi. Așa am cunoscut-o pe Maria Sarabaș, îndrăgita noastră cântăreață de muzică populară, dar mai am un vers preferat din repertoriul Mariei Ciobanu, care spune: când ne iubeam nei că noi, tremura frunza în zăvoi și pica floare pe noi. Este frumoasă dragostea, mai ales cea cântată. Nu în zadar, am în repertoriul meu majoritatea cântecelor de dragoste. Acum te rog să ne cânți La crucea de piatră. Cu mare drag. La crucea de piatră este o judecată, o iară, iară, iară. Este o judecată de un băiat și o fată, o iară, iară, iară. Este o judecată de un băiat și o fată, o iară. Dar să știi pe cine, o iară, iară, iară. Iubește, iubește, dar nu-i da nădejde, o iară, iară, iară. Iubește, iubește, dar nu-i da nădejde, o iară, iară, iară. Că băiatu-i câine peste deal, dragostea de multe ori ne aduce bucurie, dar ne aduce și suferință. Ca să simțim gustul dragostei, trebuie uneori să suferim. Iulia, eu zic așa. Amândoi noi ne iubim și dragostea o împărțim. Ce e dragoste pentru tine? Dar ar naiba în tine dragoste, ce te ții mereu numai de mine? Tu ești pentru mine o pacoste și nu pot ca să mai scap de tine. Dar dacă ar fi să mergem pe o notă pozitivă, pentru că suntem în luna dragostei, iar pe 24 februarie sărbătorim cea mai frumoasă sărbătoare a dragostei, dragobetele. Azi e dragobetele, se sărută fetele, și mai mari, și mai micuțe, și frumoase, și drăguțe. Astăzi și păsările își aleg perechile. Nici bună, of, e la inimă cărbune.
finde i-aș lua măi, și la nimeni n-aș da măi. De s-ar vinde aș lua măi, și la nimeni n-aș da măi. De s-ar vinde aș lua măi, și la supărat, măi, măi, că guriță eu ți-am dat, măi. Ochii și sprâncenele, ofo, astea fac dragostile, măi. Ofo, ochii tot ce văd îți iartă, inima dragostea-ți poartă. Ce văd îți iartă, inima dragostea-ți poartă. Ochii tot ce văd îți iartă, inima dragostea-ți poartă. Și mie și domnului profesor ne crește inima de bucurie să vedem ce voci frumoase are grădina cântecului românesc și aceste fete au rămas adevărate promotoare a cântecului adevărat și textului cu mesaj. Victor, tu ce spui? Spun că așa în memorie îmi trec mai multe evenimente și le țin minte, iată, fetele astea și când învățau la Neaga și pe urmă când am învățat la conservator. Și într-o clipă au trecut ani și mă bucur că se țin de cânticul popular și le doresc să nu se lepede de dânsul cât ori dori ele. Laudele le-ați primit. Mulțumim. Acum, Lilia Focșa, ce ne spui de dragoste? Da, și dacă suntem tot în această minunată sărbătoare, da, în feieria dragobetelor, vreau să felicit dragul meu, iubit soț de acasă și el este Iurie, dar de fapt este în biserică Gheorghe. Și eu am să încerc să transmit mesajul meu prin cântec, dacă îmi permiteți. Ghiță măi, Gheorghiță măi, nici o boală nu-i mai grea măi. Ghiță măi, Gheorghiță măi, nici o boală nu-i mai grea măi. Măi, ghiță măi,
cadoruși dragostea, măi. Măi, ghiță, măi, cadoruși dragostea, măi. Acesta a fost gestul pregătit pentru sufletul pereche. Acum Lilia Focșa cântă de drag de dumneavoastră. Dragii noștri, în ajun de dragobete, vă îndemn să respectați această sărbătoare a noastră, a românilor. Dăruiți dragoste, dăruiți afecțiune, dăruiți căldură omului de alături, dăruiți iubire multă, multă, că mai apoi veți fi iubiți.